ziua, dragilor! Astăzi, la desert, m-am gândit să fac niște papanași din brânză de vaci, dar nu papanași fierți, papanași prăjiți cu smântână și cu dulceață. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Mie mi-a rămas într-un kilogram de brânză de vaci 640 de grame. Voi adăuga aproape 500 de grame de făină, vom vedea pe parcurs când vom face aluatul. Am pregătit un praf de copt, 3 ouă, arome, esențe de vanilie și de rom, un praf de sare, iar pentru pus pe papanaș avem nevoie de smântână și de dulceață. Eu am aici o dulceață de cireșe, am și o dulceață de smeură, fiecare își va pune ceea ce îi va plăcea. Mai avem și un zahăr pudră pregătit și uleiul pentru prăjire, pentru prăjit. Bun, să trecem la prepararea rețetei. Pentru început vom amesteca brânza de vaci. Am ales o brânză de vaci cumpărată de la producătorii locali. Este foarte bine scursă, dar este destul de grasă. Cu cele 3 ouă. Și le vom mixa bine până când compoziția va fi foarte cremoasă. Compoziția nu trebuie să fie foarte tare, trebuie să fie maleabilă. Vom adăuga și praful de copt. Puțină sare, aromele, esențele, cam așa trebuie să fie aluatul nostru, molcuț, ca să poată fi modelat. Și îl vom lăsa la odihnit 15 minute la frigider. Aluatul nostru a stat la rece 15 minute. Îl vom pudra cu puțină făină și pe o parte și pe cealaltă, pentru că este puțin lipicios de la
brânza de vaci și o vom împărți pentru a forma foile. Vom forma biluțele care trebuie puse pe cerc. Într-o tigaie cu ulei încins vom adăuga cercurile noastre. Pe lângă ele vom pune și biluțele. Se fac foarte repede. Panașii noștri sunt gata. Au ieșit de excepție. Cred că mai bun decât la pensiunile din Bucovina. Am pus dulceață de smeură cu smântână. I-am pudrat cu zahăr. Și vă doresc poftă bună!